Așa cum știți, dragi telespectatori, Exclusiv TV este prezentă în tot județul Bacău și nu numai. Ați văzut cu ajutorul nostru foarte, foarte multe materiale. Ați văzut ședințe de Consiliu Local, ați văzut tot felul de manifestări artistice, culturale și așa mai departe. De ce astăzi am făcut o anchetă jurnalistică? Pentru că noi întotdeauna am spus așa, dacă cetățenii dintr-o anumită comună au ceva de spus, ușa noastră este deschisă. Ușa televiziunii Exclusiv TV este deschisă tuturor celor care vor să aducă lucruri la cunoștința marelui public. Pentru că publicul nostru, telespectatorii noștri, sunt cei interesați să afle din tot județul Bacău cum merg lucrurile. Din păcate, ne-am convins noi, televiziunea, la Berzunți, că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui. Nerespectarea legii de către cei care ar trebui să fie un exemplu într-o comună, din punctul nostru de vedere, este foarte grav. Am semnalat și în ziarul Bacău Press că la Berzunți primarul a încălcat legea. Am semnalat și vom semnala de câte ori este necesar că s-au făcut și lucruri bune la Berzunți. Dar dacă se fac lucruri bune, asta nu înseamnă că trebuie să se încalce legea. În primul rând, lipsa de respect față de presă, eu zic că este esențial. Presa este câinele de pază al democrației. Și mă știți foarte bine, dragi telespectatori, atunci când a fost cazul, am promovat și m-am luptat pentru o comună ca să arătăm lucruri frumoase. Dar atunci când legea este încălcată și avem și am prezentat dovezi în acest sens, nu mai suntem de acord cu persoanele respective. Ca să trecem la subiect, am primit numeroase semnale din comuna Berzunți care nu ne-au bucurat. Aș fi dorit să ne fi înșelat noi, cei din presă. Dar, din păcate, lucrurile nu merg deloc bine. Și tocmai de aceea am primit un telefon de la domnul profesor Botezatu Bogdan, care este aici lângă mine și care ne-a solicitat să facem o emisiune. O emisiune în care să arătăm ce se întâmplă la Berzunți. Dacă lucrurile n-ar fi stat atât de rău în ceea ce privește relația noastră cu primarul din comuna Berzunți, aș fi spus, domnule, poate e un joc politic sau poate sunt alte interese. Dar n-a fost singura persoană cu care am vorbit. Noi nu i-am căutat pe acești oameni, ei au venit către televiziunea noastră. Și ca să începem dialogul cu domnul profesor, în primul rând vreau să vă spun, bine ați venit la Exclusiv TV. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care vă urmăresc emisiunea postului dumneavoastră de televiziune. De ce ați apelat la televiziunea noastră? În primul și în primul rând, a trebuit să iau legătura cu dumneavoastră, fiindcă în comunitatea în care eu îmi desfășor activitatea ca profesor titular de 17 ani, sunt născut în comuna Berzunți, părinții mei au fost acolo profesori până când s-au pensionat, lucrurile au început, cel puțin în ultimii, zic eu, 3-4 ani, să iau un curs care nu este tocmai normal. În primul și în primul rând, cel pe care pot să spun cu mâna pe inimă că l-am sprijinit în 2012 să ajungă primar al comunei Berzunți, fiindcă era necesară o schimbare, ținând cont de ce fusese înainte, a început pur și simplu să calce legea administrației publice locale. Despre ce persoană vorbim? Ca să vorbesc nominalizăm. Chiar de domnul primar Tifan Ștefan, cu care am fost în relații extraordinar de bune, cordiale, pot spune, până prin anul 2014, când a început să intre pur și simplu, pot spune metaforic, cu bocancii în treburile școlii
Și dacă ar fi fost o intrare din aceasta, să spunem, intempestivă, dar cu respectarea legii, aș fi fost de acord. Câți ani ați fost director la Eu am fost director la școală din Berzunți din noiembrie 2009 până în ianuarie 2012. Nu am fost director în perioada în care dumnealui a fost ales primar și este și actualmente primar. Era un alt primar. Dar cunoscând problemele comunității, am zis hai să putem să facem o schimbare în 2012 la Berzunți. A fost ales domnul Tifan Ștefan, dar chiar din prima zi, când a venit reprezentantul instituției prefectului pentru oficializarea Consiliului Local, pentru depunerea jurământului de către investirea Consiliului Local și depunerea jurământului de către primar și consilierii locali, domnul Tifan Ștefan a călcat cu strâmbul. Chiar așa din prima zi? Chiar din prima zi. Lucru cunoscut de foarte mulți oameni, dar ținut ascuns la secret din cauza unor temeri, din cauza unor posibile amenințări. Ce s-a întâmplat mai pe scurt? În vara anului 2012, domnul Tifan Ștefan l-a obligat pe actualul viceprimar și fostul viceprimar de pe timpul fostului primar, domnul Simon Gheorghe, să meargă la locuința personală a unui anume panțăru Ioan Sorin și acel domn fiind pe locul 6 sau 7 la Consiliul Local în perioada alegerilor, să-și retragă chiar în ziua în care se depunea jurământul în Consiliul Local și se investeau în funcțiile respective cei aleși de către comunitatea din Berzunți, să-și dea demisie din motive personale că nu mai dorește să fie confirmat în Consiliul Local. Am zis, domnule, nu-i legal, nu este nici moral. În primul rând, acel domn, care actualmente este și cadru didactic, chiar profesor, a fost și în școala din Berzunți, acum este la Livez, ar fi trebuit să fie confirmat, fiindcă așa spune legea. Dar au fost alte interese. S-a urmărit aducerea în funcție de consilier local a unui anume Munteanu Dumitru, finul primarului actual, Tifan Ștefan, care avea niște interese și anume să-l poată folosi pe acest domn Munteanu Dumitru, care ar fi și în conflict de interese din punct de vedere legal, pe utilajele primăriei, respectiv buldo-escavator, autobasculantă, pentru a face anumite prestări de servicii din partea primăriei, pe la persoane fizice, juridice și așa mai departe. În primul și în primul rând, domnul acesta Munteanu Dumitru nu are voie, fiindcă este consilier local și nu este, este categoric în conflict de interese, nu poate fi plătit. Am informații pe surse că ar primi ceva bani printr-un contract de prestări servicii printr-o firmă fantomă, de care nimeni nu știe, nici un consilier local pe care l-am întrebat și de bună credință mi-a zis, domnul profesor, noi nu am aprobat așa ceva, nicio cheltuială pentru o prestare de servicii pentru a putea să avem acele utilaje folosite. Văzând că s-au întâmplat lucrurile așa, până la urmă s-a intrat în normalitate, domnul primar s-a constituit consiliul local cu demisia acelui domn panțăru Sorin, a intrat domnul Munteanu Dumitru. Am zis că, domnule, hai să lăsăm lucrurile așa, că va merge situația așa cum trebuie. Văzând ce se întâmplă în continuare, că legea administrației publice locale este călcată pur și simplu în picioare, de către domnul Tifan, la început am zis, din necunoaștere, dumnealui venind din sistemul privat, dar mai ales și cred că și intenționat de către doamna secretară a primăriei Comunei Berzunți, doamna Mirela Irimia. Văzând că doamna secretar nu ia nicio atitudine, domnule, ce se întâmplă? Ar trebui să intre în legalitate, să se desfășoare normal ședințele, procesele verbale de ședință să fie așa cum stipulează legea administrației publice locale în maximum 3 zile după ședință puse pe site-ul primăriei. M-am informat și eu să văd de ce dumneai nu ia nicio măsură. Ca să aflu că sora dumneai este secretara firmei la care domnul primar a fost manager până la depunerea jurământului și acum se află firma pe numele fiicei sale și a ginerelui. O să vă rog să vă mențineți ideea până în acest punct. Trebuie să fac o precizare, așa este normal. Dacă persoanele vizate, în speță domnul primar sau alte persoane pe care noi le nominalizăm aici în cadrul acestei emisiuni, se simt lezate, la fel așa cum și domnul profesor Botezatu a venit alături de noi și dânsii au posibilitatea prin intermediul televiziunii noastre la un drept, au acest drept la replică. În al doilea rând, o să, pentru că ați venit cu foarte, foarte multe documente, m-am uitat pe o parte din ele și tocmai de aceea și modul cum am prezentat eu începutul a fost destul de grav. Vreau să vă spun că să avem în vedere să prezentăm cu documente sau cu dovezi tot ceea ce ne veți prezenta. Suntem în acest punct. L-ați ajutat în campanie pe domnul primar. Da. Foarte frumos.
Ei, v-a dezamăgit din câte spuneți dumneavoastră și ați constatat că sunt lucruri nefirești în cadrul activității din primărie. Puteți continua ca să nu vă întrerup foarte mult. Sigur că da. În ce privește utilizarea fondurilor publice, care sunt destul de consistente, numai într-un an Comuna Berzunț cu fond de salarii și cheltuieli materiale depășește 50 de miliarde, 60 de miliarde lei vechi, asta înseamnă undeva la 1.500.000 de euro bugetul comunei, observând că domnul primar folosește acești bani publici ca și cum ar fi în propria sa firmă, i-am atras atenția și direct și prin alți prieteni de-ai dumnealui, domnule, trebuie să intre în legalitate. În momentul în care utilizezi niște fonduri publice pentru școală, și pe mine m-a interesat aspectul acesta mai mult, că sunt cadru didactic în cadrul Școlii Gimnaziale Alexandru cel Bun Berzunț, trebuie să ai totuși să ții cont de normele legale care îți permit să utilizezi acele fonduri publice. Nu vă este teamă că în urma dezvăluirilor pe Exclusiv TV veți avea probleme cu domnul primar sau cu, eu știu, prin alte mijloace? Nu, teamă nu mi-a fost nici pe timpul celuilalt primar cu care am avut tot așa niște probleme legate de cheltuirea unor fonduri însemnate la școli prin anii 2006-2007. Am primit indirect sau direct amenințări, uneori chiar de natură fizică, dar am zis că, domnule, cred că n-am ajuns într-o țară în care totuși chiar să se întâmple orice, să fim împușcați pentru că ne spunem un punct de vedere și mai ales că eu niciodată nu mi-am permis să vorbesc fără documente. Deci totdeauna dacă am făcut o acuzație, dacă am făcut o afirmație, mi-am susținut cu documente și am hotărâri de Consiliu Local, am procese verbale de ședință din Consiliu Local, răspunsuri ale Curții de Conturi de la Bacău, în care se constată și în care sunt confirmate acuzațiile mele la adresa primarului, fostului primar și a celui de la contabilitate, prin care se confirmă categoric, negru pe alb, în document cu semnătura domnului director Nițulescu Alexandru Victor, că se cheltuie bani prin abateri de la legalitate și regularitate, lucruri care nu pot fi acceptate la nesfârșit. Eu nu spun că nu s-au făcut lucruri bune în ce privește aspectul acesta administrativ. Dar una este una și alta este alta. Trebuie să urmăm niște pași legali, să vedem exact dacă tot ce s-a alocat au intrat în acele cheltuieli pentru care au fost prevăzuți acei bani. Numai departe pot să vă confirm că prin anul 2016, că de acolo a început marele, să spun, război al meu personal cu domnul primar, fără a fi interesat de vreo funcție și așa mai departe, în privința utilizării unor sume destul de însemnate, peste 15.000 de euro, vis-a-vis de materialul lemnos pentru anotimpul de iarnă 2016-2017. Eram nevoit eu și colegii mei, 30 ceva de cadre didactice, care ne desfășurăm activitatea, să învățăm într-o unitate școlară din Berzunț, care este structură, într-un sat de rom. Să nu spuneți că stăteați în frig cu copiii. La 3-4 grade, la 3-4 grade temperatură, la sfârșitul lunii octombrie, aproape nu exista aproape niciun lemn în magazinele școlilor. A intrat pe fir domnul primar pentru a putea să ajute unitatea școlară care avea niște datorii istorice. Dar, din păcate, ceea ce am descoperit în documentele din primărie și după aceea a fost chiar la vremea respectivă o anchetă jurnalistică, m-a cutremurat pur și simplu. Se deturnau prin hotărâre de Consiliu Local că domnul primar, nu știu de cine este consiliat, bagă la înaintare în foarte multe aspecte din acestea ilegale între Consiliul Local, mai sunt 2-3 consilieri care mai știu ceva legislație și se mai abțin sau foarte mulți am înțeles că ar fi șantajați și atunci votează în masă inclusiv faptul că o ședință de Consiliu Local nu este publică, așa cum spune legea administrației publice locale. Există articol foarte clar în care se specifică. Orice ședință de Consiliu Local este ședință publică. Nu poți tu să vii să propui Consiliul Local să dai afară mass media, să dai afară cetățenii care ar dori să fie prezenți. Să înțelegem că asta ar fi fost unul din motivele pentru care noi nu am putut filma acolo. Da. În cadrul discuțiilor se mai strecoară foarte multe aspecte care dovedesc abaterile de la legalitate, cheltuiri de sume care nu sunt prevăzute în buget. Și o să vă citesc dintr-un articol, dintr-un proces verbal de ședință, 26 februarie 2016, în ședința ordinară a Consiliului Local Berzunț, județul Bacău. Document primit pe surse, că așa cum obligă legea administrației publice locale, nu este postat pe site-ul primăriei, dar mi-a parvenit prin oameni de încredere și cu frică de Dumnezeu, în care există un dialog între fostul primar, actualul primar și doamna secretar. Era vorba despre o rectificare bugetară undeva prin luna februarie 2016, ceea ce din punct de vedere legal este total interzis. Nu se poate face rectificare bugetară decât începând din semestrul 2, respectiv de la 1 iulie.
Chiar domnul consilier Balan Gheorghe, fost primar, spune: pentru rectificarea în plus s-au dat bani de la guvern, dar pentru celelalte nu sunt de acord, deoarece conform legii în iunie se fac rectificări. De fapt era în iulie. Un alt domn consilier, Găman Gheorghe, spune că doamna secretară este normală, este normală rectificarea. Doamna secretar, Irimia Mirela, rectificări se fac în iunie, dar având în vedere că sunt bani și nu s-a prins la aprobarea bugetului pe 2016, bani pentru alegerile locale, deci vă dați seama, ei pur și simplu erau un offside din start, au realizat bugetul fără a prinde bani, inclusiv pentru alegerile care veneau în 2016. Deci lucruri incredibile. Dar ce au zis ei? Lasă că noi facem ce vrem, că și așa Curtea de Conturi de la Bacău ne acoperă de vreo 30 de ani în comună cu toate ilegalitățile. Și am dovezi. Păi uite că n-am mai acoperit Curtea de Conturi, că mi-ați adus aici un material de semnat oficial de la Curtea de Conturi și o să-l arăt aici la cameră. Îmi pare rău că vă contrazic, dar ce spune aici Curtea de Conturi? Spune așa: precizăm că s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate. Deci o spune Curtea de Conturi, nu o spunem noi. De aia spun că trebuie precizat că Curtea de Conturi, aici văd că nu-i mai acoperă. Da, Curtea de Conturi, într-adevăr, de prin 2016, nu știu ce s-a întâmplat, în urma unor sesizări, fie de ale mele, fie de ale altora, a început să-și cam facă treaba și în ce privește UAT Berzunți. Dar până în 2015-2016 a fost, nu vă spun, chiar și prin 2014 totuși și-au făcut inspectorii Curții de Conturi treaba. Dar lucrurile grave constatate în această adresă despre care domnul Ungureanu spunea, sunt confirmate sub semnătură de domnul director Nițulescu Alexandru Victor, sunt din păcate aceste rapoarte cu atâtea ilegalități consemnate la sertar. Ori obligația acum era de a fi duse la DNA, la parchet, nu știu unde. Acum trebuie să vă spun că Curtea de Conturi face și recomandări. Da. Dacă sunt anumite prejudicii, ele pot fi, sunt sume care pot fi recuperate. Eu să mă uit aici, dar văd o chestie. Mă scuzați că v-am întrerupt, ca să vă puneți ordine, da, în modul. Într-adevăr, văd aici o fotografie din octombrie 2016, deci era primar domnul despre care vorbim. Nu e o poză foarte clară, dar e un articol tot din colegii noștri din presă. Deci mă bucur că văd că totuși au fost și alți colegi ai noștri. Elevii din Berzunți, în frig, inspectorul școlar general în campanie. Da? E o poză aici, nu e foarte clară, dar e clar că e copiată după un ziar care a publicat deja, colegii ai noștri. Deci când e vorba de copii și de frig și asta, chiar îl mărmuresc. Și aici mai aveți. Dar probabil că o să ajungeți la astea la momentul potrivit. Da. Vă rog să, sigur, eu vă că mai întrerup, că așa e rolul moderatorului, să, că spuneați că Curtea de Conturi nu și-a făcut treaba o bună perioadă. Dar sper că vă bucurați că în final, până la urmă, în urma sesizărilor, probabil și ale dumneavoastră, și pentru că așa este normal. Oamenii când sunt nemulțumiți, e bine să sesizeze organelor competente. S-ar părea că de data asta chiar văd foarte multe, foarte multe lucruri subliniate și de dumneavoastră, lucruri pe care Curtea de Conturi le-a constatat. Și aici telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă că domnul botezatul Bogdan chiar a venit, eu am răsfoit documentele, sunt foarte, nu știu dacă o să putem noi să le acoperim în această ediție, dar sunt lucruri concrete, acte oficiale, solicitări ale dumneavoastră, răspunsuri, adrese. Chiar mi-aș fi dorit să nu aveți dreptate. Mi-aș fi dorit, domnule, am zis noi că e ceva acolo la Berzunți. Mi-aș fi dorit să nu aveți dreptate, dar iată că lucrurile apar într-o altă lumină. Da, vă rog. Da, și dovada cea mai clară este secretomania aceasta care domnește în primărie. S-au făcut acum recent niște sesizări de către anumite persoane, inclusiv de la județ, din comună de acolo, la care nu li s-a răspuns în termenul legal. Se face trimitere către o legislație europeană care ar interzice publicarea unor informații personale. Nici pe departe. Pe chestiunea asta cu GDPR-ul și noi am fost abordați, dar eu cred că intenționat se amestecă niște lucruri, dar nu merge cu oameni ca dumneavoastră, școlit, om cu cultură, intelectual, noi care știm legile de care trebuie să avem grijă ca presă, da? Eu ca presă trebuie să știu ce trebuie să fac, știu ce drepturi am, știu ce obligații am. Trebuie să facem precizarea că
ce spuneți dumneavoastră pentru telespectatorii noștri. E vorba de acea directivă europeană pentru confidențialitate, pentru manipularea documentelor și așa mai departe. Ori o ședință, și aici spuneți dumneavoastră că transparență nu prea există în ceea ce privește ședințele Consiliului Local. Noi am reușit să dăm câteva emisiuni, dar a fost prea puțin. Nu au nicio legătură cu ședințele publice. Ședințele trebuie să fie la îndemâna tuturor. Vă rog. Tot referitor la lipsa aceasta de transparență și la faptul că lucrurile grave, chiar de natură penală, rămân așa zac consemnate în niște documente, vă aduc la cunoștință un proces verbal de această dată încheiat în 24 aprilie 2013 în ședința extraordinară a Consiliului Local Berzun, județul Bacău, în care domnul primar Tifan Ștefan face niște acuzații extrem de grave la adresa domnului contabil șef Andrieș Ion, pe care îl invită să părăsească sala, la pagina 1 este consemnat, datorită faptului că se află în conflict de interese soția dumnealui Andrieș Viorica, actualmente bibliotecară la primăria Berzunți, are calitatea de vicepreședinte în Asociația Crescătorilor de Animale din zona montană Berzunți și în ședința din data de 19 aprilie 2013, dumnealui a reprezentat interesele asociației încălcând principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici. Dacă domnul primar Tifan Ștefan avea cunoștință despre un astfel de conflict de interese care mi se pare de natură penală, trebuia să sesizeze organele de anchetă să vadă, domnule, ce s-a întâmplat în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, cum adică domnul contabil Andrieș Ion o verifica pe soția dumnealui cum a utilizat sumele de zeci de mii de euro pe care le încasa acea asociație a crescătorilor de animale din zona montană Berzunți. Apoi, apar niște informații cum că în niște documente apărea un președinte la acele asociații a crescătorilor de animale, dar doamna secretar confirmă că domnul acela care era prezent în ședință, Corman Claudiu, nu putea să fie acel președinte al asociației, fiindcă nu Consiliul Local alegea acel președinte, ci doar membrii care erau asociați în Asociația Crescătorilor de Animale. Sunt la fel niște sesizări făcute de domnul Secară Cornel, care este medic veterinar și consilier local în primăria Berzun. La fel, solicită niște date de interes public, câți bani s-au alocat pentru anumite activități culturale, culte, la o anumită biserică. Solicitările le făcea undeva prin 2016. Păi și cum reiese? 2016. Dacă domnul a solicitat, reiese de acolo, a primit, n-a primit? Doar reiese că a solicitat, dar din ce am eu informații, n-a primit nici după 3 ani de zile. În 2016 cerea informații în legătură cu cheltuirea banilor la culte, iar domnul Secară Corneliu n-a primit răspuns nici în ziua de astăzi. Deci vă dați seama ce transparență există. Există solicitări, vă spuneam, ale cetățenilor din Berzunți sau unui domn de la Bacău, dacă nu greșesc, am înțeles că ar fi chiar în Parlament, cerea niște informații cu caracter public și n-a primit răspuns nici în ziua de astăzi, deși solicitarea s-a făcut pe la începutul lunii noiembrie 2018. Deci vă dați seama. Și tot mă întreb de multe ori, domnule, de unde acest tupeu și acest curaj de a încălca flagrant legile? Peste tot acest domn Tifan Ștefan se laudă că are spate. Măi, ce înseamnă asta? M-am interesat și eu în limbajul ăsta așa mai modern. Am aflat că mai recent a devenit, și nu mă interesează neapărat treburile personale, dar a devenit nașul de cununie al doamnei prefecta județului Bacău. Și el se laudă peste tot că prin poliția Onești, pe la fostul și actualul șef, intră când vrea, cum vrea, ca la el acasă. Au fost niște sesizări pe la DNA Bacău trimise la parchetul Onești, clasate de parchetul Onești și poliția Onești, doar pe baza unor răspunsuri semnate de cel acuzat, de, respectiv de primar și de contabilul primăriei, fără să se verifice documentele care pur și simplu îi îngroapă. Asta spun documentele din Primăria și Consiliul Local Berzunți, rapoartele Curții de Conturi. Deci nu s-au audiat marturi, nu s-au făcut verificări faptice, pur și simplu din birou s-au făcut anchete care vizează ani de zile cheltuieli ale unor sume impresionante, zeci de miliarde de lei vechi, vorba de sute de mii de lei, iar poliția, parchetul Onești, pur și simplu sfidează pe cei care fac sesizări, pentru că banul public este cheltuit în mod abuziv. Eu nu știu dacă sunt neapărat fraude, dar faptul că totuși Curtea de Conturi dă un răspuns în ultimul ceas, în care confirmă că s-au cheltuit nelegal sume considerabile de bani, și vă dau un exemplu care pe mine mă interesează personal cu școala, revenind la 2016. S-a propus de către domnul primar să se ia o sumă considerabilă, 75.000 de lei, de la investiții pentru un grup sanitar la școala din Berzunți, care și așa a fost văduvită an la rând prin anumite fraude,
Și acei bani, 75.000 de lei, au fost, prin hotărâre de Consiliu Local, dați pentru a procura materialul lemnos pentru iarna 2016-2017. Hai să spunem că nu prea era corect ca să iei de la cheltuieli, de la investiții la cheltuieli materiale, dar Primăria și Consiliul Local Berzunț nu au capitolul bugetar care să permită o astfel de cheltuială. Și mai mult decât atât, un domn pe nume Spridon Veliu Iulian, care a fost adus director încălcându-se multe prevederi legale în decembrie 2016, îmi povestea că nici măcar acei 75.000 de lei care au fost luați de la buget pentru a se plăti lemnele n-au mai ajuns la firma respectivă, ci școala în anul următor școlar, în anul următor financiar 2017, a trebuit să plătească din bugetul propriu acea sumă considerabilă, în total peste 100.000 de lei pentru lemnele din iarna anului 2016-2017. Ce spune Bacău Info? Primarul Ștefan Tifan, însă, în jurul orei 12, s-a arătat deranjat de faptul că este întrebat de frigul din școli și mai mult decât atât a dat de înțeles că nu ar fi probleme, că există un contract pentru 400 metri cubi de lemne și că deja au fost livrați în jur de 200 de metri cubi la un preț de, de 290 de lei. Aici văd subliniat că nu școala a făcut contractul, ci primarul a aranjat cu firma de achiziții. Sigur că da. Fostul director care a demisionat în decembrie 2016 și directorul care a fost doar din noiembrie 2016 până în august 2017, habar nu aveau de așa ceva. A dat ordin domnul primar cu amenințări, cu tonul ridicat, probabil așa cum face dumnealui și prin primărie, am înțeles, că pe unii îi fac nimicuri, râme, incompetenți, puturoși și așa mai departe, și s-a executat. Dar în primul rând, deturnarea de fonduri rămâne, dar și acea deturnare, dacă banii au fost alocați de Consiliul Local, ia uitați că cei cu lemnele nu s-au primit banii. Banii deturnați de primărie, Consiliul Local, nu au mai ajuns la firma cu lemnele. Deci nici ei n-au primit nici, așa s-a plătit suma doar din bugetul pe anul 2016 și 2017. Conform sursei, Spridon Veliu Iulian, care deci, era directorul școlii și mi se plângea și, mie. Și elevii în frig și ăla cu lemnele date și fără bani. Da. Banii trebuie să-i plătească școala, fiind văduvită de o sumă poate între timp s-au achitat banii, acum să nu fim răutăcioși. Da, după amenințări poate serioase, prin 2017, spre vara lui 2017, mai iunie, s-au alocat toți banii de către școală. Dar ce s-a întâmplat cu acea sumă de 75 de lei? E clar că acolo a fost ceva neregulă, atâta vreme că dumneavoastră semnalați că nu așa ar fi fost corectă procedura. Da. Ce mai avem noi pe aici? Ia să vedem. Ați adus aici documente, ne ia o zi ca să le sară așa numai ce mai văd. Da. Impozite neîncasate la bugetul local. Ce spune curtea de... Ăsta e din raportul Curții de Conturi, da? Curții de Conturi, da. Din verificările efectuate pe teren, vorbim de un document oficial, da? Privind imobilele construite de persoane fizice și juridice pe teritoriul Comunei Berzunți, au fost constatate un număr de 147 imobile construite fără autorizație. Doamne, dar ce se întâmplă, domnule, la Berzunț așa? Construiește fiecare cum vrea? E stat în stat, dar de vreo, nu numai pe timpul actualului primar, de vreo două, de la Revoluție, de 30 de ani, deci stat în stat. Deci nu s-au eliberat aceste autorizații, ceea ce nu este în regulă. Nu s-au făcut impozitările, da. Dar problema care este? Ce s-o fi întâmplat cu branșamentele la rețeaua de curent electric? Nu poți să branșezi o locuință dacă nu este autorizată. Mai spicuiesc așa ce mai găsesc pe aici. Așa, ce recomandă Curtea de Conturi? Intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație, normal. Stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate în anexele la prezentul proces verbal, așa, aplicarea de contravenții conform legii pentru cei care nu. Da, foarte multe lucruri spune Curtea de Conturi aici. Și dacă n-ar fi fost Curtea de Conturi, a spus, domnule, sunt povești astea, dar sunt documente oficiale. Văd că ați venit cu foarte multe. Ce mai doriți să mai prezentați? Ce aș mai dori să prezint referitor la ce a spus dumneavoastră cu raportul Curții de Conturi? Într-adevăr, Curtea de Conturi, fiind sesizată, a început să-și facă treaba probabil și de teamă, văzând că totuși justiția a început să funcționeze în România. Și ce au zis? Mă, nu ne legăm la cap fără să ne doară. Chiar dacă multe lucruri au fost acoperite. O altă problemă pe care domnul primar, și aici e gravă de tot, este cea în legătură cu o hotărâre de Consiliul Local, cei drept mai veche, din anul 2012, prin care
Tot dânsul era primar? Nu, atunci era primar, era un domn, primar. Da, un domn Balan Gheorghe, fost primar. A, dumneavoastră, de fapt, vreți să ne arătați că lucrurile nu sunt chiar, mai, au rădăcini și mai vechi. Rădăcini vechi și sunt ținute de marele relații cu care se laudă, în special actualul primar. Actualul primar îi place așa să fie lăudăros din fire și spune că are niște relații incredibile. V-am zis, parchet, poliție, prefectură, cred. Senat, am înțeles, nu se laudă, cred. Deputați, nu, nu știu. Nici eu nu cred. Eu cred că persoanele despre care vorbim nu s-ar bucura să audă că au pe cineva care în numele lor să facă anumite lucruri. Curtea de conturi, tot așa, începând să-și facă treaba în controlele din perioada 2014-2016, a constatat că există în arhiva Consiliului Local și a Primăriei Berdunți o hotărâre din martie 2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Berdunți ca parte civilă în dosarul numărul 2007/2010, un dosar penal care s-a constituit în urma unei sesizări făcute de către mine ca director al școlii, fiind pus să semnez niște lucruri incredibile, a trebuit să sesizez Corpul de Control al Ministrul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și în cele din urmă, văzând că aceste instituții nu prea își fac treaba, inclusiv DNA-ul. Și de atunci am devenit un individ, o persoană care deranjez sistemul. Da. Această hotărâre spunea că acest Consiliu Local Berzunț și Primăria se fac parte civilă pentru recuperarea unei fraude dovedite de parchet și de experți în construcții, 92.000 de lei, 961 de lei la nivelul anului 2006-2007. Aproape un miliard acum. Erau bani. Bani mulți. Da. Peste 200.000 de euro, am înțeles, la nivelul anilor 2006-2007. Domnul primar, preluând funcția în iunie 2012, Tifan Ștefan, a refuzat să pună în aplicare această hotărâre, ceea ce este foarte grav. Hotărârile de Consiliu Local sunt lege, trebuie puse în aplicare de primar care este puterea executivă, la fel ca și viceprimarul. Corect. Văzând că totuși și discutând cu unii care mai cunosc legislație, la un moment dat am aflat că domnul primar Tifan Ștefan era foarte teamă de fostul primar. Fratelui meu i s-a destăinuit fostul primar că domnul primar ar fi implicat în niște lucrări mai puțin legale cu instalații electrice pe la acele locuințe fără autorizație, pe la școala din Berzunț unde se fraudaseră bani grei în anii 2006-2007. Și a spus că domnul Tifan Ștefan cu firma sa ar fi fost implicat în niște lucruri mai puțin ortodoxe. Păi este clar că nu iei măsuri, că aici trebuie să le spunem și telespectatorilor noștri că în momentul în care, bun, își face o construcție, nu vine să-și ia autorizație de la primărie. Dar tu știi, ai compartimentul urbanism, mai bun, 1, mai apar încă 5, încă 10. E clar că dacă nu iei nicio măsură, e clar că ceva nu e în regulă. Adică nu doar ești primarul unei comune, n-ai cum să nu știi ce se întâmplă în bătătură la tine. E clar că în momentul când ai admis ca mai multe construcții să fie așa, e clar că aici, logic, înseamnă că ești implicat. Nu dai nicio amendă, nu iei nicio măsură. Și aici tind să vă dau dreptate. Această lipsă de măsuri este o nouă încălcare a legii administrației publice locale, unde se arată exact atribuțiile fiecărui compartiment, primarul care trebuie să verifice, viceprimarul. Problema care este? Oamenii ar fi înțeles dacă se discuta frumos cu dumnealor. Dom'le, v-ați făcut o locuință, a costat 50.000 de euro. Autorizația costă 3-400, 700 de lei. Intrau în legalitate, veneau cu proiect frumos, cu bună intenție, se făceau lucrurile să meargă perfect. În momentul în care tu lași atâția ani la rând astfel de ilegalități să se petreacă pe teritoriul comunei, este clar că ești fie votat, și asta înseamnă trafic de influență, faci abuz în serviciu, că nu vrei să deranjezi, dar când vine Curtea de Conturi și te întreabă, măi, oameni buni, dar aveți sute de imobile, de ce nu încasați taxe impozite ca să aveți și voi un buget propriu? Tot vă dăm județul, vă dăm guvernul de la administrația finanțelor publice, dar voi ce produceți până la urmă? Și mai ales că Berzunțul este o comună de oameni gospodari, locuințe frumoase și comunitatea de romi de acolo au construit și chiar se putea discuta. Vizitat, da, și mi-a plăcut. O comunitate cu tradiții, cu minți la locul lor, cu preotul lor, cu biserica lor. Da. Din păcate, totuși... Păi, neîncasând bani pe aceste autorizații, nu s-a păgubit bugetul local? De-a lungul timpului cu miliarde de lei vechi. Miliarde de lei vechi neîncasate. Pagubile de la bugetul local, cine le suportă? În mod normal, trebuia obligatoriu primar și... Nu cetățenii. Și cetățenii, cele din urmă. Nu bugetul local nu e un total al contribuțiilor cetățenilor. De aia spun că dacă lucrurile stau așa, lucrurile sunt chiar foarte grave. Așa stau, v-am spus eu, niciodată n-am făcut acuzații nefondate. Chiar dacă poliția și procuratura, în special din Onești, nu mi-au dat dreptate, că așa e treaba, sunt acoperiți unii de pe la Berzunț. Probabil că
mai lipseau anumite lucruri care ar fi trebuit să le completați, da? Da, da. Așa. Domnul primar a revenit la această hotărâre din martie 2012, e foarte important, fac un pic de istorie. A refuzat categoric să pună în aplicare această hotărâre. Unu, se temea de fostul primar și încă ceva. Un domn care, din păcate, a decedat între timp, da, am zis despre morți mai devine fie țărâna ușoară, nici nu vreau să-i pronunț astăzi numele, mi-a dat, înainte de a muri, un document pe care eu am citit, curriculum vitae a unei domnișoare, care știu că atunci era domnișoară, acum s-a căsătorit, este fiica contabilului din primăria Berzunți, a domnului Andrieș Ion. Această domnișoară, la vremea respectivă, era studentă la Sibiu. Și în perioada în care, din ce mi-aduc eu aminte, era studentă la Sibiu, apărea și în firma primarului, ca lucrând, vă spun exact și pe ce post, consultant juridic al SC Energofan SRL pe o perioadă de 2 ani. Nu se specifică aici exact perioada. Tot în regulă. A ieșit tot în regulă. De, tocmai de asta, domnul primar... Considerați că era într-un conflict de interese? Nu neapărat un conflict de interese. Domnul primar, având-o pe fata contabilului din primărie, care e contabil de 30 de ani în Berzunți, acest domn Andrieș Ion, n-a vrut să-l deranjeze, chemând un audit la preluarea mandatului, când i-a spus... Măi, Fănică, așa mă exprimam. Să faceți niște conexiuni. Hai să intrăm în legalitate. Hai să intrăm în legalitate. Cheamă un audit frumos, fără rea voință. Măi, să vedem de unde pornești, că sunt niște probleme grele pe care eu cu școala ți le-am spus pe tapet. Să înțeleg eu că este un pic de nepotism așa prin toată chestiunea asta. Așa, nu un vă pic închipuiți de, nu nepotism, relații, tot felul de... tot felul de încrengături care într-un fel îngreunează respectarea și aplicarea legii și în final aduc pagube pentru comună. Pagube consistente pe care oamenii, vă spun eu, nu le-au cunoscut. Sunt lucruri care au fost unele cunoscute prin perioada aceea 2011-2012, când eram eu director, în legătură cu școala. Dar ce se întâmplă realmente în cadrul primăriei Berzunți, cetățenii comunei Berzunți nu cunosc. Și ar trebui să cunoască prin simplul fapt că au ales niște consilieri locali care nu fac adunări publice cu dumnealor, să le spună. Apropo, chiar nu s-a făcut nicio... Eu zic că e foarte important într-o comună să faci o adunare, dar spune și legea. Prin 2013-2014 s-a încercat ceva prin sate. Cu toți cetățenii, pentru transparență, pentru a arăta proiectele. Dacă tot nu ești transparent când ți se face o cerere, domn, vreau să știu cu tare, măcar adun oameni și spune, domne, uite, noi nu avem nevoie să vină nimeni, domnule, în comună la noi. Noi, uitați, ne întâlnim cu toții, deci... Da, atâta vreme cât nu prezinți nimănui, nu dai un raport, nu le spui oamenilor ce ai făcut, cum ai cheltuit banul public. Aici este problema. Oamenii trebuie să fie și datoria noastră și a presei și a dumneavoastră. Și mă bucur că aveți o atitudine civică corectă din punctul meu de vedere. Domnule, trebuie să-i ajutăm pe oameni să ajungă informația la ei. Păi sigur că da. Ce credeți că pe finalul discuției noastre? O să... Mai stăm câteva minute totuși. Ce credeți că ați mai putea completa la ceea ce... Că doar o parte din ce v-ați propus astăzi am văzut. Ce credeți că este esențial? Ce ar trebui să facă primarul ca cetățenii să fie mulțumiți? Că bănuiesc din câte mi-a spus și dumneavoastră și prin telefon. Că sunt o parte din oameni care spun, doamne, e un primar bun. Ok. Dar asta nu înseamnă că dacă încalcă legea, știi, domne, lasă, el poate, are dreptul, domne, să încalce legea, că mi-a făcut mie șanțul, că mi-a pus mie asfalt, sau că mi-a adus mie, bun, sunt de acord că a făcut lucruri bune. Dar văd că din ce în ce mai mulți cetățeni din Berzunți sunt nemulțumiți. E un paradox. Eu nu contest că sub aspect administrativ s-au făcut niște pași importanți în cei 6 ani de când este dumnealui primar al comunei Berzunți. Dar în spatele acestor modificări, acestor lucruri bune, se ascund ilegalități de proporții. Când eram director, am participat într-un an sau doi la ședința prin care s-a aprobat bugetul local. Nu vă spun că acele ședințe care durau undeva la un 35-45 de minute pe ceas, una se trecea în procesul verbal, în anexele de la buget apăreau cu totul și cu totul alte date. Deci erau lucruri care nu erau trecute prin Consiliul Local așa cum obligă legea. De ce?
fiindcă se ascundeau posibile fraude, încălcări flagrante ale legii. Asta e marea problemă. Cetățenii trebuie să cunoască. Da, domnule, s-au făcut, s-au primit bani și acum avem un proiect prin PNDL pentru școli de 50 și ceva de miliarde. Nu aveți o pagină de internet a comunei unde să se pună, pentru că, din câte știu eu, e obligatoriu ca procesele verbale să fie publicate acolo. Există. Din 2012 s-a făcut, informaticianul din primărie a făcut o pagină chiar frumos făcută, cu imagini frumoase ale comunei Berzunț, cu tradiții, dar la tot ce ține de transparență, procese verbale, așa cum obligă legea, hotărâri de Consiliu Local, nu au fost postate pe site-ul oficial al primăriei, care este site oficial, până când un domn din comună a solicitat niște documente oficiale și care țin de interesul public și a fost refuzat. Tot la fel s-a făcut referire la acele acte legislative de natură europeană, că ar interzice să primească domnul acela informațiile, și au postat cei de la primăria Berzunț câteva hotărâri din 2018 și ceva de prin 2017. Interesant este dacă acele hotărâri corespund cu conținutul proceselor verbale, care, așa cum obligă legea, sunt obligatoriu de postat la 3 zile maximum după ședința de Consiliu Local, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Și înclin să cred că nu corespund conținutul proceselor verbale cu hotărârile de Consiliu postate doar în ultimul an și ceva. Bun. Ce mai avem de spus? Ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Poate o fi așa o perioadă mai dificilă. Știți cum noi tot timpul mergem, domnule, poate se îndreaptă, domnule, până la urmă. Poate lucrurile... Ați avut un dialog direct cu domnul primar? I-ați adus la cunoștință toate lucrurile astea? Mă evită, pur și simplu, de prin 2014 s-a apucat să schimbe directori. Până acum au fost vreo 4-5 directori. Avem un director adus într-o comună vecină cu Onești. Are o problemă și cu școala, unde se cheltuie bani publici și cineva își bagă nasul și vrea să respecte legalitatea. Ca să nu aibă repercursiuni de natură legală, imediat intră cu bocancii, schimbă, aduce în funcție pe cine vrea. Nu mai spun un aspect care n-aș vrea să-mi scape. A existat un proces al unui domn de la noi din comună, nu știu, n-am acceptat să-i dau numele, dar un domn învățător s-a judecat vreo 3 ani de zile cu inspectoratul, cu școala, la niște abuzuri grosolane. A câștigat definitiv și irevocabil. În schimb, domnul primar și cu actualul director, dar și fostul director, l-au chemat la raport pe domnul acela învățător și l-au rugat să refuze să se pună în aplicare hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care dumnealui venea la școala de centru și o altă doamnă trebuia să părăsească acel post, cu promisiunea că îi se va reabilita școala structură, chiar din satul în care populația e majoritar romano-catolică, că se vor face lucrări de investiții, va fi reabilitată școala. Lucruri care s-au petrecut, eu m-am informat, în bugetul comunei Berzunț n-au fost prevăzute aceste sume, dar domnul acela învățător a fost văduvit de punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Este incredibil cum să te bagi tu pe fir primar și director de școală, să îl convingi pe acel om care a câștigat și a cheltuit bani publici, bineînțeles, banii personali, omul și-a recuperat cheltuielile de judecată, i s-a reabilitat școala aceea structură, dar dumnealui a rămas la vreo 3 km de centru să meargă cu mașina. Dumnealui este chiar din comună de la noi. Așa. Asta este un abuz. Deci nu poți să faci astfel de lucruri, să te opui unei hotărâri definitive și irevocabile a sistemului judecătoresc, arăți că tu ești marele primar al comunei Berzunț. A fost prin ședință de consiliu local în care a spus că a prins profesori care chiuleau, le-a ținut chiar el locul și cu viceprimarul. Sunt contracte, cum ar fi și acum, cu dezăpezirea. Nimeni nu știe cine a primit contractul de dezăpezire, unde se cheltuie, am înțeles, peste 10.000 de euro anual. Din informațiile mele și ce am văzut pe drumurile comunale, ar fi chiar ginerile viceprimarului beneficiarul acelui contract. Sper să nu fie așa. Sunt martori care vor da, cum se cheamă, declarații, dacă e cazul. Știți cum e? Dacă noi am fi făcut această emisiune în campanie electorală, chiar că nu am fi fost credibil, vă dați seama, nu este un an foarte important, nu sunt alegeri locale și mă bucur că ați venit acum. Dacă ați fi venit în campanie, aș fi spus, domnule, discutăm după sau... Dar iată că veniți totuși, eu totuși am un principiu, nu există fum fără foc. Ceva nu e în regulă în comuna Berzunț și dumneavoastră și alți cetățeni care vă susțin și care au venit cu aceleași, cu multe din ele ne-au semnalat și nouă. Domnule, dumneavoastră vreți să schimbați primarul.
I-a spus gând rău primarului. Eu nu vă spun sincer, sunt și cetățean al municipiului Bacău. Noi nu vrem să schimbăm, noi ne vedem de treaba noastră. Doamne ferește, eu sunt cetățean al municipiului Bacău, fac naveta în comuna Berzunți, că acolo m-am stabilit în Bacău. Ca cetățean acum, lăsăm eu parte. Ca cetățean, las mai alege sau cum? Ținând cont de ce se ascunde în spatele așa ziselor activități din astea gospodărești și de bun administrator, în niciun caz. Deci, pur și simplu, la el nu există respectarea legii. Calcă în picioare tot ce se poate. Că el, v-am zis, se laudă peste tot că are relații, că are bani, deși mai nu am înțeles că foarte multe derapaje de la legalitate s-ar datora... Nu cred că are bani mulți, v-ați uitat pe declarația dânsului de avere? Nu. Pur și simplu am informații și am găsit pe site-ul ANAF-ului o problematică legată de firma dumnealui. În momentul în care a fost un control al ANAF-ului și l-a găsit cu datorii și cu alte probleme de legalitate, am înțeles, care depășeau 3 milioane și ceva de lei, am înțeles că de atunci a început să aibă anumite derapaje. Nu știu ce se întâmplă. Probabil vrea să-și salveze firma, Dumnezeu știe, pe mine nu mă interesează aspectele dumnealui personale, dar în momentul în care tu batjocorești legea administrației publice locale, legea educației, faci ce vrei în banul public. Mai nou s-a făcut stăpân pe o bună parte a terenului parohiei ortodoxe din centrul comunei. A luat-o printr-o înțelegere, am înțeles, nu știu cine a semnat-o și cine a hotărât-o cu parohia respectivă, a luat în domeniul public suprafață însemnată din centrul comunei. A început să concesioneze prin aranjamente de culise terenuri. Nu mai spun că există chiar în centrul comunei un apropiat al primarului care face activități economico-financiare foarte însemnate cu o firmă chiar lângă dispensar. Nimeni nu știe cine a concesionat, când a concesionat, ce bani încasează primăria. Lucruri incredibile. Da, vedeți, și lumea știe primar, multe. Sigur o să vă uitați, domnul primar, la această emisiune. Vedeți ce complicații apar dacă nu sunteți transparent. De la un lucru simplu de tot. Oamenii au tot dreptul să pună întrebări. Oamenii au tot dreptul să devină suspicioși în momentul în care dumneavoastră nu lăsați să fie transparente. Și mai ales ședințele de Consiliu Local. Vedeți câte probleme aveți aici. Eu acum nu pot să spun câte din ele. Noi, Exclusiv TV, nu suntem o instanță de judecată. Noi încercăm să-i primim pe oameni, pe cetățenii din comuna Berzunți, să ne spună cum văd ei lucrurile. Domnul primar, fiți mai deschis. Chemați-l la dumneavoastră pe domnul profesor, discutați cu dânsul și spuneți-i ce este bun, ce este corect din ce a spus dânsul, ce nu este corect. Dumneavoastră bănuiesc că susțineți și prin documente tot ceea ce a spus astăzi aici. Niciodată n-am făcut afirmații neverificate fără documente. Aveți și martori la anumite chestiuni. Eu am auzit, nu spun pe post acum. Am auzit lucruri foarte, modul cum sunt amenințați din câte spuneați dumneavoastră. Nu se poate așa ceva. Domnul primar, haideți să lămurim împreună. Vă așteptăm într-o emisiune aici. Să luăm punct cu punct ce a spus domnul botezatul Bogdan și să le spuneți cetățenilor unde este ok și unde nu este. Atâta tot. Noi vă stăm la dispoziție, vă spun și numărul nostru de telefon, dacă doriți, da, aveți cartea mea de vizită. Domnul primar, m-aș bucura să aud că multe din lucrurile astea nu sunt adevărate. Ce să mai spun? Domnul profesor, eu nu pot decât să vă mulțumesc că ați venit. Și încurajăm în continuare orice cetățean care vine din comuna Berzunți și are o problemă și nu i s-au respectat drepturile, orice cetățean care a depus o cerere la primăria Berzunți și nu a primit răspuns, să vină la noi. Să vină orice cetățean care știe că domnul primar a făcut lucruri bune. Să spună, domnule, stați un pic, că mai suntem de acord să facem o emisiune și pe proiectele din Berzunți. Dar mie mi-e teamă că lucrurile astea, nu știu dacă vor găsi o rezolvare așa de rapidă. Eu zic că dacă primarul a făcut lucruri bune, să fie votat în continuare, nu am niciun fel de problemă, dar dacă nu există transparență și dacă multe din lucrurile astea se adevăresc și bugetul local a fost păgubit și dacă nu există transparență, atunci singura sancțiune pe care o poate da un cetățean este să nu mai dea vot. Atât. Cu asta putem să sancționăm un om.
pe care dumneavoastră l-ați ales, l-ați sprijinit. Sigur, și iată că ajungeți în momentul ăsta în care să nu mai găsiți pârghii de comunicare cu primăria, da? Nu se poate comunica, vă spun. Consilierii locali pur și simplu habar nu au ce votează. Sunt 3 sau 4 care cunosc ceva legislație. Unii sunt chiar de la dumnealui din partid și imediat i-ar executa, ceilalți sunt, am înțeles, șantajabili, unii se opun doar doi, dar n-au nicio șansă, pur și simplu sunt zdrobiți și la vot. Au solicitat anumite documente, au făcut intervenții, pur și simplu sunt sfidați. Poate nu știu dacă lucrurile se pot întoarce. Să dea Dumnezeu, profesor. Nu am nimic personal cu dumnealui, v-am zis, l-am sprijinit. Poate aveți un dialog cu domnul primar, cu consiliere local. Eu știu, știți, eu sunt un tip optimist, eu zic că întotdeauna există un punct de resetare, dacă putem spune așa. Acum, dumneavoastră și concetățenii dumneavoastră vor vedea dacă se poate pleca de la un moment zero sau dacă lucrurile sunt așa, dar cum se pot rezolva. Alegeți oamenii care credeți că pot să respecte legea, în primul rând. Deci, până la respectarea legii. Restul e mai puțin important. Atâta vreme cât legea se respectă, bugetul local este ok, proiectele vin, slavă Domnului, sunt și fonduri europene, mai vin și de la guvern, mai vin și de la Consiliul Județean. Important este ca echipa din primărie să conlucreze cu cetățenii, să vă întrebe, domnule, ce doriți, unde mai avem o problemă? Dar, din câte mi-a spus dumneavoastră, nu prea este acest dialog și chiar îmi pare foarte rău să constatăm împreună. Așadar, și pentru dumneavoastră, domnul profesor, și la urmă, dacă o să mai doriți să completați ceva, puteți să mai completați, și dumneavoastră, și orice cetățean, poate să vină la televiziunea Exclusiv, indiferent că sunt lucruri bune, că sunt lucruri negative. Dacă mai aveți ceva de completat? Nu, cam astea ar fi în linii mari, aspectele care s-au petrecut în ultima perioadă în Comuna Berzunți. Eu sper ca domnul primar să-și revizuiască o parte din comportament, să nu mai jicnească, poate să nu mai amenințe. Vreți să candidați la primărie? Nu, eu nu pot acum să mă hotărăsc. Sau poate sprijiniți de data asta pe altcineva? Nu, o să sprijin. În principiu o să sprijin pe altcineva care, zic eu, că va căuta să respecte mai mult legea. Acum nu știu cât, dacă s-ar face o schimbare, ce ar mai putea să facă. Cert este Comuna Berzunți este vitregită în ce sens? Are un buget destul de micuț, 700-800 de mii de lei și cheltuie într-un an, v-am spus, undeva la 7 milioane, 8 milioane de lei. Majoritatea fondurilor vin de la Consiliul Județean și ANAF, fonduri europene, n-avem un proiect în Comuna Berzunți. Deci absolut niciun proiect. Nu știu dacă or fi depuse, dar cert este că în desfășurare nu avem. Doar pe PNDL un proiect a fost cu asfaltări drumuri comunale de vreo 5 km jumate 6 și la școli care se reabilitează. În rest absolut nimic. Ne susținem cu bugetul propriu, dar v-am zis, din păcate este clar că bani se risipesc, nu se văd. Eu am citit niște cifre bugetare ale Comunei Berzunți, mi le-a pus la dispoziție cineva, am rămas, cum să spun, oripilat, domnule, văzând asemenea sume și totuși nevăzându-se la fața locului, chiar ce-ar fi conform bugetului. Din păcate, timpul deja a expirat al emisiunii, alocat pentru emisiunea noastră. Mi-aș fi dorit să avem un final mai optimist. Vom vedea cum evoluează lucrurile în Comuna Berzunți. Vom monitoriza din punct de vedere al presei ceea ce se întâmplă în Comuna Berzunți. Mi-aș fi dorit, pentru că Exclusiv TV promovează județul Bacău și promovează multe comune. Și nu pot să spun că dânsul este singurul caz. Mai avem câteva. Dar în linii mari, județul Bacău are primari de mare calitate. Oameni aleși de concetățeni, oameni puși în fruntea comunității să facă, să aducă bani, să facă proiecte și așa mai departe. Îl așteptăm pe domnul primar să vină alături de noi să ne dea câteva explicații. Să spună dacă ceea ce s-a prezentat aici este în regulă sau nu. O spun pentru că sunt convins că cetățenii din Berzunți îl vor întreba pe domnul primar. O să-l întrebe de ce s-a ajuns aici. Și este foarte grav. Dar hai să... Optimismul meu este că cetățenii vor ști ce au de făcut. Dumneavoastră, încă o dată, vă mulțumesc foarte, și foarte eu vă mult, mulțumesc. Domnul profesor. Oricând veniți, sunteți la noi bine primit. Toți cei care au fost vizați în această discuție sunt rugați să ia legătura cu noi dacă doresc și dacă
și pentru că este legal să aibă drept la replică. Deocamdată ne oprim aici. Dragi telespectatori, sunt Eugen Ungureanu și vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!